mult am fost la Ministerul Finanțelor. Am revenit să le cer bani. Bună ziua! Vreau la direcție, secția de executare, hotărâri de judecată. Bună ziua! Bună ziua! Am văzut că este o listă acolo, mă duc să sun, să găsesc lista și sun de acolo, pe număr interior, nu? Unde ați văzut listă? Cel puțin așa era odată. Aaa, s-a schimbat aici, dar nu este nicio listă. Spuneți dumneavoastră numărul? Mă duc la telefon acolo? Direcția analiză, monitorizare, direcție, expertiză juridică, serviciu comunicare, audit, probleme speciale. Fiți cumva, nu știu. Băi, dar tot s-o ocupați. Numărul interior e 206202, așa, da? Trece. Ultimele 4. Dar pe aici scrie ce? Înseamnă că e numărul biroului. Am înțeles, dar eu formez greșit. Ultimele 4. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Sun încă o dată, da. 2746. E, așa, da, așa sună. Bună ziua! Ți-am adus, am scris o cerere de executare a unei hotărâri de judecată la Ministerul Justiției, pentru că a pierdut în baza legii 87. Și ei au trimis încoace și nu știu cine se ocupă, dar de-am trecut un anotimp și banii nu vin. Și vreau să știu la cine să mă adresez. La Ministerul Finanțelor. Nu Ministerul Finanțelor plătește din bugetul public oamenilor. Bine, nu știți cine se ocupe de executări. Am înțeles. Nu o să vă ocupați de comunicare, credeam că le știți pe toate. Am înțeles. Sun la cancelare. Bine. Adică anticamera, da? Bine, întreb la cancelare. Mulțumesc. Știți ce număr la cancelare? 2523. Mulțumesc. Bună ziua! Despre executare, cine se ocupă de la Ministerul Finanțelor de executare hotărârilor de judecată? Doi, cinci, trei, șapte, ultimele patru cifre, că sunt pe interior, da? Mulțumesc! Bună ziua! Spuneți, vă rog, cine se ocupă de executarea hotărârilor judecătorești? Am scris la Ministerul Justiției să execute o hotărâre în baza legii 87 și îi spun că au trimis la Ministerul Finanțelor, dar au trecut mult timp de atunci și încă n-am primit bani. Brega, Oleg Brega. Thank you.
Da? Așa greu vine de la Ministerul Justiției până la Ministerul Finanțelor? 2 luni? Strașnă. Ok. Și cam cât durează să execute? Deci, aproximativ cât poate să dure. Uleu, am înțeles. Mulțumesc, o zi bună. După ce a trecut 2-3 luni... Dar cum n-ai vrea să spune asta? Cu drag. După ce a trecut 2-3 luni, să mai treacă 2-3 săptămâni. Mulțumesc, o zi bună. Cum au trecut 10 ani pentru examinarea cazului Babenco, Universitatea Slavonă, așa o să mai treacă câțiva ani să execute și hotărârea asta de judecat. Birocrație de pe plai. Și că abia pe 1 octombrie a intrat în Ministerul Finanțelor cererea mea din vară, din iulie, cred.